Wow. Hello, hello. Oh. Wow. All right. Look on Gentlemen. It says, I read it. You got it. What do you guys do? We're a dance duo. Are you a couple? Yes, we've been a couple for about 4 years. What kind of dancing do you do? I have a background in jazz, tap, acrobelly, and hip hop. And then he has a background in rugby, and he's more of an athletic background. So this is jazz mixed with a touch of rugby. I wish you the best of luck. Thank you. We appreciate that. Thank you very much. Okay. You guys make me so nice. What are you thinking? I'd really like it if someone could hit that goal, man. The truth of the matter is, that was absolutely brilliant. That was so clean and so well done. I mean, it was amazing. It was incredible timing. It seemed effortless. You're two people. You dance like one person. Thank you it's so incredible. Much. Thank you so much. Thank you. It was so beautiful. It told a beautiful story. Congratulations. Thank you so much. Like, what was incredible was you guys really did integrate all those different styles except for the rugby. And I was thoroughly, thoroughly entertained and thought you guys did amazing. Thank you very much. Thank you so much. We are four judges who will become one with the vote. We all vote yes. Yes. Four yeses. Thank you. Thank you, thank so you very much. Much. Thank you. Hey. Hello, hello. Hi. What's your name? My name is Jordan. Jordan, where are you from? I am from Edmonton, Alberta. Shout out to Edmonton, okay. And can I ask how old you are? I am 16. 16? Oh, baby. Dang, okay. And what are you going to be doing for us today? I am going to be singing for you guys tonight. Is anyone here with you today? My mom is here today. She dropped everything to be here. Aww. So has she always supported your singing? Yeah. Oh, God. From a young age, she's always been very proud of me, parading me around everywhere, making me sing in her nail shop. You're amazing. So, yeah. So you sing in nail shops? Yes. What is it like for you to finally sing in a room with people wearing shoes and socks? Is this what you want to do for the rest of your life? Oh, yes. This is exactly what I want to do for the rest of my life. Well, this is the gateway to your dreams coming true. Good luck. The stage is yours.
been nothing, nothing without a woman or a girl. Yeah. Thank you. Thank you so much. Jordan! My goodness! How old did you say you were? I am 16. You're 16 years old! Wow! You got range, you got vocals, you got talent, Jordan. Thank you so much. You really rose to the occasion. I can't believe that you just play in nail salons. Welcome to the big time, buddy. Thank you so much, Howie. Some people are just born to be on stage. You are one of those people. Congratulations. Thank you so much, Trish. Cardi. I absolutely think you are better than any singer that I have seen so far this season. I thought it was absolutely incredible. I would love to start off the voting. I think you can go all the way. I'm starting you off with your first yes. Second yes. Shall we? Yes, sir. Yes. Congratulations, Jordan. Thank you so much. Go hug your mom. Go hug your mom. Thank you.
Somebody what I think it is? Oh, my. No. Hello. Not now. Or no. Okay, what should we do, Lily? I feel like we should be quiet. That dog might be nervous. There you go. Oh, there you go. Aww. Oh, my gosh. Everybody gets a little stage fright. It's okay. Hello. Who are you? My name is Kibra, and this is Fortune. Wow. And what are you going to do? We're going to sing. Wait. Oh, what? All right, well, I cannot wait to see you two. Good luck. Oh, my goodness. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. All by myself. Yes. I know she doesn't want to be all by herself, but I think it would sound better. You wanted the dog to shh? Yeah. But your voice is great, and then the dog adds the humor and the heart. I would watch this 100 more times, literally. Thank you. And I will come for you. I will fight you and probably I mean, lose. Will you fight I me, though? I will possibly mean, fight I mean, will guys, you. Will you fight me? You two are cohesive. The way he looks at you, you two become one. Thank you. He even had the right cues. He was just barking throughout the whole thing. Black, he like knew black. That when the cook came in. Let's start the votes. What do you think, Card? Absolutely, yes, sir. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Trish. It's a no from me today. Surprise. It's okay. Lily. I'm giving you a good boy and a yes. Thank you so much. Thank you. Three yeses, you're moving on. Bye. Nice, Fortune. Thank you.
Lucruri peste care să trec și uneori, fără să vreau mă întreb dacă plâng de dinainte să mă doară. Și beau de sete, nu s-acopăr gustul de rană. Caut, spin cu mâna întinsă și ochii închiși când capul meu se simte iar lipsit de griji. Sinapsele le iau și le descos, să-mi fac lanțuri de fier din firul ros. Doar așa știu să cresc, să fiu. Trec peste iar mâine înapoi. Dați-mi valuri mari să mă fac mare apoi. Trec peste iar mâine înapoi. Dați-mi valuri să fiu eu mare apoi. Mă uit în jur doar când nimeni nu vede. Poate că de asta doar nopții fac confidențe. Ea nu mă întreabă nici când ce mă doare. Să-mi fac seceră din semnul de întrebare. Să-mi taie din vârfuri și vise și vară. Ca pasărea spin înainte să moară. Să-i cânt un concert într-o cameră goală. Să sune a im de afară. Doar așa știu să cresc, să fiu. Trec peste valuri mari să mă fac mare apoi. Trec peste iar mâine înapoi. Dați-mi valuri mari să fiu eu mare apoi. Și poate dacă în odesul celălalt mal o să mă aștept pe mine cu brațe deschise, fără ghimbi în gând. Și o să-mi ajung fără să mă întind. Poate cândva cuțitul lângă asta o să-mi scrie pe suflet și ceva frumos. Când văd cicatrici să citesc printre rânduri, să învăț să-mi fiu cruce și fără cuiesc. Trec peste iar. Dați-mi valuri mari să mă fac mare apoi. Trec peste iar mâine înapoi. Dați-mi valuri mari să fiu.
că le-am luat tuturor înainte ce am apăsat primii pe Golden Buzz în numele frumuseții fenomen. A fost vrăjitul în masă, surpriza a paralizat publicul. Mi-e frică când le cânt prietenilor o piesă care e personală, dar apoi pe o scenă cum este a fostă. Dar eu cred că frica nu e lucru pe care ar trebui să fugim în general, pentru că de obicei frica semnalează un moment în care crești. Acum s-a născut vocea ce conține în ea tot ceea ce ne diferențiază de alte specii. Nostalgie, iubire, emoție, lumină, gând, frumos și pace. Frumosul este în fiecare dintre noi. E codul prin care ne recunoaștem umanitatea. Ne vedem direct în semifinală cu tine! Oh. Wow! Hello! Hello! What is your name? My name is Yuvan Morosny. How old are you? I'm 4 years old. You are the youngest person ever on Canada's Got Talent. Yes. So, Yuvan, what is your job? My job is to sing. Oh. Do you know what you might do with $1 million? I will buy a big ambulance. Oh. Yuvan. Let's do it. It is time to hear you sing. I'm on vacation every single day, 'cause that was my occupation. I'm on vacation. If you don't like a life, then you should go and change it. Everybody shower like a lemon tea. I'm just mind down upon my enemy. Do the sin or love it on the daily. Say what you got, but it never wait. Never wait, but dad are gonna be me. Dad are gonna be me. My brother called me, upstate, he's on me on TV. Hey. I said I would be busy, but right now I'm weak. He can put the scissors from the ground, I feel me. And say, too busy for me. Every single day, every single day. Wow! Yuvan! I thought it was amazing. Is this the most fun you've ever had? Yeah. Is this the $1 million season? Yeah. Do you think you're gonna win an ambulance? Yeah. Do you want us to vote now? Do you want yeah. us to vote? Okay. Yeah. What do you want us to say? He did a great job. Yeah. Okay, I'll start with that. He did a great job, so I'm giving him his first yes. You get a yes from me. All yeah. right. You know what you get from me? Yeah. Yeah. And to end it off, you're going to get a big hey, yes, sir! Yes, good job, Yuvan. Good you job, did buddy. It, Yuvan. Congratulations. I'll tell Dad what just happened. Nice, Yuvan. Oh, my so goodness. Cute. Oh. Vechile întâlniri mă priveai și uitai să mai respiri. Ce timp. Și ca orice-al bărbat ce are 8 ani îți plăcea să fii curtat. Dar eu cred că m-ai iubit. Ui, cu adevărat mă durea să te știu cu altcineva. Când eram doar amândoi, îmi jurai ca două zi, îi vei spune și ei totul despre noi. Tu n-ai avut curaj, nici ca de dragul meu. Wow.
viața de dragul tău. Ce-o fi fost în mintea mea, am ales cu inima, dar greșeala asta n-o voi repeta. Uneori mi-e dor de tot ce-am trăit, dar îmi spun și ce dacă m-ai iubit. Eu știam ce multe vreau, dar prietenii spuneau că tu nu vei renunța nici când la ea. Tu n-a avut curaj, tu n-a avut curaj, nici chiar de dragul meu. M-am întrebat mereu de ce să fii fericit. Ți-amintești cât de mult eu te-am iubit? Ce-o fi fost în mintea mea, am ales cu inima, dar acum aș vrea să-mi văd de viața mea. Bravo! Bravo! Mamă! Pământ.
Фантастик, бе! Să-mi plătești și datoria pe ocazia asta față de el. Mersi! Îl dăm împreună! Împreună, Bob. Andy! Pentru tine, Violeta! Oh, yes. Who are you? I am Joel. I am Donovan. What have you prepared for tonight? Absolutely nothing. What? Okay. You know, there's $1 million on the line. Yep. Do you think this is a good idea? Yep. How does it work? Well, we thought we'd ask you guys for a couple of songs, and then we'd mash them up. You'd mash them up? Yeah, what do you want to hear? Give us a couple of suggestions and we'll... Up and down. Yeah. Don't Stop Believin'. Oh, a classic. Anything else you'd like to hear? Yeah. Mash that up? I want you guys to do Let It Go from Frozen. That was not the request I was expecting. Let's start with that, see how it goes. Okay, go ahead. All right. What key are we doing this in? Let's do this in C. C? All right. Let it go. Let it go. Don't turn it back anymore. Let it go. Let it go. Turn away. Down the river by their shadows, somewhere in the night. Let it go. Don't stop. Let it go. Leave it and hold it back. Hold on to that feeling. Let it go. Streetlights. Let it go. People. Turn away and slam the door. I love doing piano. I don't care leave it. What they're gonna. Oh,
my God. Fire. That was amazing. That was magic. It was musical. It was great. It's worthy of $1 million. I'm so excited that you're here. I mean, we've seen some cool things on the stage. We've seen people dance as one, but to improvise as one, I could watch you do 20 more of these. It was so good. You guys are more hip-hop than you think, because when I think about hip-hop, that's what we do, is we take all different types of genres, we blend them together, and what you guys did was like one of the sickest mixes that like the biggest DJs do all around the world, except you did it in your own unique way. I can't wait to see what you guys blend next. Yes, yes. It's an absolute yes from me. Trish. It's a yes from me. Lily. Yeah, baby. Four yeses all blended together. So sick. 2018, la Templu Shaolin, a fost foarte greu. Ne antrenam aproximativ 8 ore pe zi. Motivul principal pentru care am fost interesat de acest tip de arte marțiale nu are nicio legătură cu agresivitatea sau cu autoapărarea, ci doar pentru a avea grijă de trupul meu să funcționeze în parametri cât mai buni. Băi, ești nebun! Băi, e tare să știi. Deci e tare să faci așa ceva, jur. Mamă. Eu nu pot să fac așa cu mâinile, nebun. Iubirea unui suflet liber. Ca să înțelegi iubirea ce sufletul cunoaște, trăiește în iubire prin tot ce spui și faci. Renunță la averea-ți ce n-ai trudit a-ți face. Fii demn și responsabil la tot ce spui și faci. Râvnește la virtute, căci ea te nobilează și luptă în libertate. Ca și străbunii daci, privește cu răbdare când soarele apune, ca mai târziu răbdarea pe tine s-o îmbraci. Când frunza iar foșnește, iar ciocârlia cântă desculți, prin iarba verde pășind printre copaci, ascultă vântul în codru ca să înțelegi chemarea-i, iar grijile de mâine tu azi să le dezbraci. De dis de dimineață când soarele răsare, tu să-l primești în suflet cu chipul zâmbitor, că din lumini venitam și spre lumini noi mergem, iar viața ce trăitam e vis amăgitor.
Când luna este plină și îți luminează mintea, tu înapoi privește să nu te amăgești, că nu e lumina și nici a ta e mintea. Un soare oglindește, iar inimă tu ești. Pe frunte pune-ți steaua ce viața ți-o protește și speră la acea clipă când timpul vei opri, tu să revii acasă, acolo printre stele, iar cei rămași la mamă, planeta cea albastră, privi vor sus la ele, nemuritor vei fi. Ce e dumnezeirea? Cine a creat iubirea? Cine veghează oare tot ceea ce gândești? Aceea este mintea mereu înșelătoare, un șarpe în pomul vieții, hrănit cu ce gândești. Iubirea se creează perpetu din iubire și n-are un nume anume ca tu să-l oglindești. Iubirea se trăiește, iubirea nu se spune, iubirea te înalță și în el te contopești. Iubirea e în speranță, iubirea e pace în lume, iubirea e armonie, tu, suflet liber, ești. Trebuie să recunosc că mie mi-a plăcut momentul tău și chiar m-a impresionat plăcut, pentru că te pune pe gânduri. Mulțumesc. Și asta este ceva ce îmi place și ceva ce le doresc tuturor celor din jurul meu, și anume să cadă pe gânduri. Dragoș, mi se pare cel puțin interesant momentul tău. Am apreciat câteva exerciții din cele pe care le-ai făcut tu, cum e flotarea aia, Superman sau cum se numește. Superman push-ups. Sunt niște exerciții fizice pentru care ai nevoie și de pregătire și de o condiție fizică extraordinară și probabil de un tip de pace interioară. Iar eu sunt un susținător al apropierii de natură și a descoperirii drumului ăsta, care cred că e mai adevărat decât cel prin tehnologie. Nu sunt de acord cu tot ce ai zis și cu tot ce ai făcut, dar una peste alta și eu cred că momentul este inedit și paradoxal și emoționant pe alocuri. Mulțumesc. Daniel, urmează să jurizăm momentul. Eu trebuie să spun că ceea ce am văzut și ceea ce am simțit, trebuie să fiu sincer cu tine, cred că trebuie să mai treacă câteva sezoane prin mine ca să capăt înțelepciunea colegilor mei în a desface un moment până la primele lui piese și să vorbesc de acolo. Eu momentan nu știu dacă îmi doresc să văd în semifinală încă o dată pe Daniel care vine să-mi spună o poezie, de data asta tot în cap sau în mâini. Am înțeles. Adică eu sunt pe zona asta. Andy. De la mine are votul. Răspunsul meu e da. Andra. Mulțumesc. Sunt total de acord și cu ce ai spus tu, să știi. Cu potențialul de a merge mai departe, dar mi-am propus să judec în funcție de ce simt și mi-a transmis o emoție care mă face să spun acum da. Mulțumesc. Dragoș. Din partea mea, ai da. Mulțumesc. Daniel, ai 3 de da și mergi mai departe cu 3 de da, pentru că din partea mea e un nu pentru astăzi. Mulțumesc. Mulțumim. Cu performanțe demne de Kill Bill, volumul 2 și un corp tare ca piatra, Daniel Ciobanu cu 2 de B duce mai departe brandul idilic al țăranului român.